Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem etalarea pentru luna octombrie 2023, să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Haideți să vedem. A sărit deja o carte, asul de cupe. Foarte mulți dintre voi e posibil să începeți o nouă relație de dragoste, să vă îndrăgostiți de o persoană la prima vedere, să începeți o relație foarte serioasă cu o persoană de tip suflet pereche, o conexiune de tip suflet pereche. Ori cineva, ca să spunem așa, realizați că cineva este sufletul vostru pereche, ca să spunem așa. Wow, este o energie foarte frumoasă la voi aici. Probabil că ați avut o durere foarte mare legată de o suferință în dragoste pe care ați avut-o, ori o trădare în dragoste, să spunem așa, sau o trădare din partea persoanelor dragi, o trădare din partea unor persoane la care ați ținut foarte mult, ori o perioadă în care pur și simplu, ca să spunem așa, a fost ca o moarte și renaștere, o durere destul de mare din care reieșiți, dacă ați avut deja parte de asta, s-a întâmplat și ați ieșit puternici din asta, dacă nu și urmează, este un moment de... Moartea și renașterea se simte ca și cum o simți pur și simplu, o simți peste tot, ok? Este o senzație de... chiar ai impresia că te duci cu adevărat, ok? Dar și că nu mai ai puteri și cazi într-o fază care poate să dureze câteva ore sau o zi, depinde de fiecare, cât aveți de curățat, iar apoi te ridici ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cei care ați trecut deja prin asta și ați avut o trezire spirituală și știți despre ce vorbesc, știți care este senzația. Exact asta văd că ați avut parte aici, o moarte și o renaștere. Ideea era că, cred că, în primul rând, asta este în favoarea voastră, clar, schimbarea asta și trezirea este în favoarea voastră. Iar în altă ordine de idei este o realizare cât de puternic și puternică ești. O realizare că erau lucruri în viața ta care te țineau pe loc și poate că tu plângeai sau sufereai de ce nu poți să mergi mai departe, însă schimbarea asta nu o făceai. Schimbarea era frica ta, anxietatea ta, dar provenea de undeva. Probabil că tu vroiai și spuneai de ce depun efort, dar nu se schimbă nimic. Pentru că tu de fapt nu reglasei conturile cu tine, poate, cu anumite traume pe care le-ai avut din copilărie sau cauzate de niște persoane pe care încă le țineai lângă tine și pot fi din familie, posibil. Traume din copilărie, lucruri cu care tu ai mers mai departe și acum fiind adult, ok? Le-ai purtat după tine fără să le vindeci și asta te-a ținut pe loc, poate că din gură se spune foarte ușor, gata, le-am vindecat, s-a terminat, am iertat. Dar, de fapt, este multă muncă în acest proces de a vindeca traumele din copilărie și nu este ușor. Ok? Și pentru cei care ați trecut prin asta, știți că este un proces destul de greu și mulți dintre voi, din păcate, ați și spus, vreau să le vindec, dar nu știu cum. Treptat îți vin semne și lucruri cum să faci asta. Nu poți să o faci peste noapte și nici nu este ca și cum am purtat o discuție și am scăpat de toate traumele copilăriei mele. Nu, este o întreagă strategie, este o întreagă procedură care poate dura, de ce nu, ani de zile. Okay? Bun, dar să ne focusăm pe partea frumoasă a lucrurilor și anume, după ce treci sau ai trecut de această fază, vei avea parte de o relație foarte frumoasă. În primul rând, inima ta a fost foarte mult timp închisă. Tu investisei iubire pentru câțiva dintre voi, am un mesaj specific doar pentru câțiva dintre voi. O secundă. Mulți dintre voi nici nu a știut măcar ce înseamnă iubirea. Și asta nu spun într-un mod rău. Mulți dintre voi ați trăit într-o codependență de familie și, ca să spunem așa, asta ați văzut, așa ați fost tratați. Chakra inimii voastre a fost închisă. Voi ați format relații pe bază de codependență și de necesitate de a fi iubiți, când voi de fapt nici nu știați ce e iubirea sau nu puteați iubi. Necesitatea aia de a primi afecțiunea pe care tu n-ai primit-o în copilăria ta, chiar și în adolescență, ok? Necesitatea de a avea acea mângâiere,
strângere în brațe, atenție, ok? Din partea unei persoane. Am un vibe aici că ai încercat să te agăți de fiecare persoană într-o disperare de a avea acea dragoste ce ți-a lipsit. Noțiunea de dragoste, pentru că tu practic formându-te în familie, neștiind ce este dragostea, ok? Tu ți-ai format o idee cum ai vrea să fie, dar tu de fapt o descriai prin dorința de a avea pe cineva care să-ți ofere acel lucru, și anume răsfăț, atenție, mângâieri, pupături. Dar cu toate astea nu te satisfăceau sau nu te-au satisfăcut. De ce? Pentru că practic tu n-ai putut să simți iubirea care ți s-a oferit. Ok? Tu n-ai putut să o simți și nici n-ai putut să o oferi. De-aia niciodată nu te-a satisfăcut iubirea, în ghilimele, pe care ai primit-o. Tu de fapt îți dureai iubirea familiei sau iubirea cuiva care te-a crescut. Pe acea iubire n-ai putut să o ai. Numai trecând prin acest moment și realizând ce este iubirea, să ți se deschide chakra inimii, cred că te-a durut foarte tare acest aspect și te cred din suflet. Dar important este că aici, clar, inima ta s-a deschis. Și ai înțeles de ce lucrurile s-au întâmplat astfel pentru tine. Ai înțeles de ce ai trecut prin aceste evenimente și asta reprezintă și eliberarea ta. Ok, noțiunea de familie. Noțiunea de familie n-ai văzut-o în familia ta. Ai văzut-o, ca să spunem așa, cum se prezenta în familia ta. Și anume, într-un stil rece, într-un stil agresiv, pentru câțiva dintre voi poate ați avut un tată foarte agresiv verbal, poate pentru alții dintre voi și fizic. Narcisism, manipulare mentală. O secundă. Am avut impresia că mi-a căzut o carte. De ce am avut impresia? O secundă, tot cred că mi-a căzut o carte. Nu mi-a căzut nicio carte, dar așa am avut impresia. În familie ați mai văzut infidelitate, minciuni, scăpări cu minciuni și infidelitate, narcisism, stagnare. N-ați văzut nimic productiv. Doar pentru cine rezonează. Sau în mediul în care ai crescut, ok? Că te-au crescut mătuși, bunici, în mediul, tot familia se numește. În mediul în care ai crescut. Asta n-a fost ușor. N-a fost ușor. Chiar dacă în viața ta te-ai izbit de tratamentul ăsta, de... nu-i mare lucru că ai trecut prin asta. Treci peste o dată. Nu toată lumea poate să înțeleagă decât cine trece prin asta. Deși sunt foarte mulți oameni care trec prin asta. Nu toată lumea poate să înțeleagă. Cei care n-au trecut prin asta, și anume cei care au crescut în așa zisele familii perfecte, ok, și pline de răsfăț, afecțiune și iubire, au și ei o parte de ca să spunem așa, provocări în viață. Pentru că cei slabi care ați trecut prin asta sunteți cei puternici de azi. Ok? Dar cei care au crescut în familii de genul acela, tot respectul meu, ok, au provocarea de a se izbi de persoane reci, persoane care nu te răsfață, persoane care nu te iubesc, și provocarea de nu toată lumea o să-ți fie pe plac sau o să răsfețe cum au făcut-o cei care te-au crescut. Deci fiecare are într-un fel o provocare. Și în situația asta și în situația aia. Deci nu poți să-și mi-aș fi dorit să cresc într-o altă situație. Asta a fost viața ta, ok? Dar e bine că ai ajuns la punctul ăsta. Și nu a fost întâmplător. Ideea este că tu a trebuit să rupi un cerc, lanț karmic al familiei care se tot repeta, ok? Se tot repeta din neam în neam și a trebuit... Tu ai ridicat mâna și ai făcut diferența și ai spus să... Eu nu sunt de aici. Eu nu mă regăsesc în situația asta.
Vreau să fac clarificarea pe asul de cupe și doi de cupe. Foarte frumoasă energie. Foarte frumoasă energie. Asul de cupe, doi de cupe și regina de cupe și ceea ce văd în clar viziunea mea. Ai învățat să te iubești pe tine și emani în jurul tău peste tot iubire. Este iubirea adevărată acum. Este iubirea adevărată. Este inima ta pe care tu te miri de ce simți acum. Tu te miri de ce simți, ok? Iubirea adevărată nu înseamnă codependență. Iubirea adevărată nu înseamnă obsesie. Iubirea adevărată este sănătoasă și nu cu limită. Este sănătoasă, necondiționată, nedisperată și negrăbită. Asta simți tu. Că nu mai cauți în disperare atenția cuiva. Ok? Și atunci când se întâmplă lucrul ăsta, dacă s-a întâmplat deja, dacă nu se întâmplă în octombrie, bineînțeles că lucrurile se și așează în viața ta pe partea de dragoste, pentru că ai făcut ordine și vine cel ce trebuie să vină. Foarte multă comunicare. Comunicare din partea persoanelor, cred că este și vorba foarte mult, nu văd că te axezi și pe partea de carieră, dar la câte cupe, niciodată n-am văzut apoi peștii, atâtea cupe, niciodată, deși sunteți zodie de apă, până acum a fost un întreg proces prin care voi ați trecut și știm că peștii, ok, sunteți cei mai sensibili din zodiac, nu singurii. Mai ales doamnele din zodia pești sunteți cele mai sufletiste și sensibile și vă implicați cu totul și provocarea voastră, ca să spunem așa, este să reușiți să vă iubiți pe voi prima oară, ok? Aici este o realizare foarte mare, o realizare de ce ai avut nevoie de afirmații, de ce ai avut nevoie de atingere fizică, de ce te-ai bazat foarte mult pe lucrul ăsta. Pentru că te-ai axat foarte mult pe treaba asta. Pentru că era acea codependență. Ok? Vreau să văd asul de cupe încă o dată. Iată. Deci nu se poate! Am văzut în clar viziunea mea, dar vă spun că la zodia pești e ceva wow la voi. E ceva wow. Deci, de cea mai frumoasă etalare pe care am văzut-o până acum la voi. Să vă uitați și cei care aveți casa a doua în pești, de două ori am văzut, casa a șasea în pești, să vă uitați cei care aveți ascendent în pești, descendent în pești, peștii, ok, ca și zodie, e ceva wow. Ce vrei mai mult de atât, că am numai cupe și cele mai frumoase cărți pe masă, în afară de nici asta nu-i carte negativă, 7 de pentacule, care este reglarea conturilor cu trecutul. Ai regina, regele de cupe, asul de bâte, asul de cupe, 2 de cupe, 10 de cupe, 6 de cupe, 10 de cupe, 8 de bâte. Deci nici că nu se poate o conexiune mai frumoasă decât atât. Ai parte de un nou început cu sufletul tău pereche, sufletul tău geamăn, chiar pentru câțiva dintre voi este suflet geamăn. Iar pentru alții dintre voi am doar un mesaj specific. Pentru cei care ați trecut prin chestia asta și cumva v-ați cunoscut sufletul geamăn, dar n-ați putut să fiți împreună sau sufletul pereche pentru că ambii aveați conturi de reglat cu trecutul și ambii ați avut aceleași traume din trecutul vostru, ambii ați avut povești similare, poate că unul a rezolvat-o mai rapid, celălalt mai încet, depinde, unul a trebuit să-l aștepte pe celălalt. Ori tu ca femeie a trebuit să faci finalul, ca să spunem așa, acestui proces, ca să transmiți energetic curajul bărbatului să facă și el ultimul pas. Mulți dintre voi vă cunoașteți deja cu această persoană. De-abia acum realizați cum am început etalarea că este sufletul vostru pereche, sufletul vostru geamăn. Vei iubi foarte mult persoana asta, dar vă întâlniți cu alții, cu altă viziune. Este o iubire adevărată acum. Niciunul dintre voi nu mai este codependent. Ceva duce către căsătorie. În sfârșit puteți să vă priviți unul pe celălalt ca o familie. În sfârșit puteți să vă gândiți la o familie împreună. În sfârșit puteți să vă gândiți la un viitor frumos. Ai scăpat de stringurile astea karmice, da. Energetice,
cu cineva din familia ta și, repet, a fost dureros, dar nu mai e. Nu mai e. 10 de cupe? Culpești. Stagnarea care ai avut-o în familia ta. Nu să spun din cauza familiei tale, niciodată să nu acuzăm pe nimeni. Întotdeauna să luăm lucrurile așa cum sunt și să facem o schimbare pentru noi. 10 de cupe? Da. Era vorba de reciprocitate. N-ai primit ce ți-ai dorit de acolo. Răceală. Nici probabil de la mamă, nici de la tată. Și cred că până la urmă ai făcut pace și ai spus, trebuie să renunți la voi. Asta este. Sau să mențin o relație, nu mai investești tu, nu mai investești acolo. Să mențin o relație cu limite. Văd că te rupi de aspectul ăla. Te rupi. Și nu a fost o durere sau va fi o durere când te rupi, dar după realizezi. Secundă. Probabil că acum ai forța necesară să o, ai avut forța sau ai forța necesară să o faci. Ok. Vreau să văd de ce renunți definitiv sau de ce renunți la 10 de cupe. Pentru că îți urmezi visele. Pentru că știi care este drumul tău acum. Pentru că te-ai regăsit. Pentru că te-ai vindecat din punct de vedere energetic. De ce renunți definitiv la 10 de cupe? Pentru că n-a existat reciprocitate. Pentru că, uite, tu ai fost soldatul rănit. Ai obosit. Ai obosit să vrei iubirea cuiva care nu ți-a dat-o. În repetate rânduri. Și ai spus, nu, pe undeva e greșit. Pe undeva e greșit. Familia asta a mea, sau mediul în care ai trăit, după ce că mi-a făcut atâtea traume, și nu-i acuz, și nici nu trebuie să o faci, cred că ai fost capabil sau capabilă să ierți sau vei fi, pe lângă asta spui, am tot tânjit după atenția și iubirea lor. Nu s-a putut. De ce fac asta? Și m-am uitat pe mine în loc să investesc iubire în mine și să-mi creez eu o familie pentru mine. Așa cum consider eu sau cum e normal să o ai, fiecare are normalitatea lui, bineînțeles, așa cum mi-am dorit eu dintotdeauna. Ok? De ce să stai într-un loc în care n-ai primit iubire când poți să-ți deschizi tu noi orizonturi și să-ți creezi tu locașul tău, lăcașul tău, unde să-ți formezi ceea ce ți-ai dorit totdeauna să ai. Ok? Foarte frumoasă etalare la voi. Mă bucur din suflet pentru voi. De mult n-am văzut așa o energie frumoasă la cei din Zodia Pești. Și vreau o concluzie aici. Nici nu știu dacă ar mai trebui să cer o concluzie pentru voi, pentru că lucrurile sunt foarte clare. Vreau concluzie pentru cei din Zodia Pești, octombrie. Concluzia este că vei avea abundență din plin. Concluzia este că va exista reciprocitate în viața ta. Concluzia este că cineva se uită aici și spune de sus către ce a fost el cândva. Și spune, acum sunt un om matur. Acum sunt altcineva. Este și o formă de a face pace cu copilul din tine. Dar cineva spune aici, ce fraier sau ce fraier am fost. Că am plâns, că am suferit, că mi-am făcut asta. Da. Nu e ca și cum te puteai uita în viitor către trecut, ok, să nu fi făcut lucrurile alea. Așa simțeai atunci. Și anume cineva spune, a fost drum lung, dar chiar dacă m-am simțit atât de... Toată lumea m-a tratat ca pe un fraier, o fraieră. Toată lumea m-a tratat astfel și am fost singuraticul. Am avut forță să avansez, am avut forță să dovedesc tuturor, dar în special mie. Este ca și cum ai jonglat prin fața tuturor. Și prin spatele lor și prin fața lor și nimeni nu te-a văzut. Ok? Bravo, felicitări! Atât am avut și pentru cei din Zodia Pești. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.